Salutare și bine v-am găsit! Astăzi am de schimbat, am de făcut o treabă care trebuia să o facem mai devreme, dar nu, n-am făcut-o. Și am nevoie de tractor. O să am de schimbat cauciucul ăsta pe urare cu el. Deja e crăpat, a ieșit camera prin el. Trebuie să dau roata jos, să schimb cauciucul, după aia trebuie să plec el la arat. Dacă o să-l ridic în sus. Pentru asta o să mă ajute și tata, o am aici lângă mine. Au făcut niște improvizații la cauciuc ca să mai miște. Vine și acolo unde a avut el nevoie să ducă. Să vă arăt cam despre ce e vorba. Și o crăpa de tot aici cauciucul. Eu pus el un manșon și ăla nu mai merge. M-am gândit să-l dau jos să... Se schimb, să bag altul. Bineînțeles că am luat unul tot la mâna a doua. Că n-am avut cu ce să iau unul nou. Sper să ridice cricul ăsta. Autor că ridică. Normal să putea schimba și direct aici pe poziții, dar e un pic mai dificil. Mie mi-e mult mai lejer să-l dau jos. Nu depresez jos. Mergem pe poziții. Plus de asta are și valva pe interior. Mă chem să ajung la ea. Asta e roata. Și omul ăsta e cauciucul care îl voi pune. E tot vechi, dar măcar e bun, nu-i crăpat, nu-i nimic. N-are alte probleme la el. Săracul, n-a uite ce. Va intra pământ aici, la ventilul ăsta. Să facem așa. Dacă ne dimineața, ne chiar. Aici am improvizat chiar o tata, tot s-a întrebat mai de mult, ce-s cu șuruburile alea în cauciuc? S-a prins el un manșon, de asta are șuruburi. Da, eu cam ajuns. Deci când e făcut așa, o mai mers o bucată de timp. Dăm drumul la valvă să duc înăuntru. De acum să mă chinui să-l depresez. Cu
și o să-l deplasez, nu știu. Sincer, nici nu prea am avut treabă cu ele să le deplasez, să le fac. Deci voi așa? Ha? Voi așa? Dacă și supresa. E așa cu manjeruc. Cu pană. N-ar fi bună o pană de lemn și bătut. Da. O pană, nu-i? Trebuie să nu se cărnizi alta, știi? Da. Păi da, acolo locul unde ți-am desface. Dar tu când aveai pe ăla mare, 650. Acolo îți făceam loc. Să ții pe poziții, nu? Da, da. Și era... S-a desfânt dinăuntru era pe ăla. Anormal, știu cum mai povesteau unii. Puneau cad lemn așa. Da, cu alt tractor. Și atingea cu alt tractor. Mai ales partea cealaltă, că acolo ăsta era tot bă. Da. Ia, hai să-ți vine punctul cu totul. Nu o faci nici acolo. A, dar nu poți. Ia, lăsa-mi rea să-mi moaie dacă tot a intrat apă. Trebuie să iei. O dă-ți folosă, hai. Uite-o. Nu-ți o țără de apă. Ce înseamnă apă? Face minuni apă. Apa, ia. Trebuie să prind partea cealaltă. Îl întoarcem. Nu, dar o luat-o ușor pentru că m-am suit eu acolo, înăuntru, în jantă de asta. Și pe urmă... Cum e? Nu-i tare greu. Păi... Ok, așa. Îl lăsăm tot așa. Așa și la mașină, ce bun aș fi. Noi punem camera, că n-aveam valvă. Da. Da, erau fost fără camera. Păi uite, vezi, țin-i, ue. Da, mă, să țin, trebuie să țin. Dacă ai janta ca lumea și valvă da. Bună la... Noi strâmbui janta, noi organizată, noi... Acum e acolo. Vedem unde mai avem liberi. Tot am mai făcut liberia, măi. Unul trebuie că l-am acolo în garaj, în sala 2. Nu construiesc pe mult. A, pe fac eu, măi, dar... Mă neacăzat că dacă... Asta e neacăzare, fac. Ce zici, ori bun să dau întâi de aici la manșon? Să-l dau deasupra sau să-l lăsa urmă? Oriunde, acolo, ar vrea să mai glop. Pe tocmai de asta mă gândesc. Aici pot să stau pe el și să duci rea mai în fund. Acolo nu trebuie să duci, e manșon. Să-și lasă. Așteptam să fie mai greu, da, nu?
să-i urea pe Libian. Să țin eu trasă și aș trage pe camera afară. Așa avem frâdești de aici. Bagat Liviaru. Nu tot țin eu. Tot îți bagi Liviaru. Normal ar trebui să-l culcăm invers. Da, da, mai trebuie.
ține tu alea ca. Dar vezi că vin încoace. Vezi, vezi. Acum să dau și o cară. Cum care e tata? Lasă să vin jos. Da. Da, ține de acolo, de Livian. Acum am pasat. Thank you.
frigerul din lângă. Am găsit 4 ori de ciocan. Ține tu frigerul din lângă. Vă dai eu. Cam atât am reușit să-l scoatem până în prezent. Da, ușor, ușor va ieși tot. Problema cea mai mare e că mă doare tare spatele și nu prea pot să mă mișc. În rest, aș mai face eu mai multe. Da? Am o problemă foarte mare. Când lucram la Fevis, mă doare spatele de mărupi. Acum văd că m-au luat iar. Vreau mai bun mișcat. Să-l băgăm, lăsăm da. Interiorul. Da. Culc-o exact așa cum e. Așa, partea asta e. Așa-l pun. Te-ți băgăm cadă.
Da, trebuie să scoatem toată apa. Da, nu, 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 uite, s-o spiondat la asta așa din față. Da, s-a lăsat crecul, da? Aveca. Era bună pământ. Da, era bună pământ. Așa suna într-o parte ca să... Ai vasă de aici, dăm părere de vasă. Da, 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 este în garaj acolo. Dar să fie ușor. Pungem și cu vaselină și cu tot ce trebuie. Vasă intre. Dacă nu trebuie, atunci le găsești. Nu ai nevoie de ele, nu le găsești. Este una care am dat cu bagat. Cam aici e atent, că aici e înțelie. E mai mult. Nu vină la loc. Da, trebuie să vină ușor, că după cum s-a depresat, nu trebuie. Nu stă chiar așa fix. Așa că așa.
era și vă durere de spate, cum mă doare pe mine acum. Nu dați și partea de sus. Dă-ți cauciuc. Da? Da. O parte de jos. Ce am să dați și aici? Da, mai ușor. Da, unde? Deci, cauciuc direct. Importante că o intrat la loc. La cameră. Să nu mi-e bază să o pun eu vreau. Da. Trebuie căutat vreo 3 bucăți de lemn. Să spunem să cauciu, să stai cauciu în sus. Una pe aia. Mai trebuie vreo 2. Thank you.
luată. Da, trebuie uns și acolo. Un caușuc, va? Nu, nici caușucul de acum. Valva e băgată, e la locul ei. De acum unsul ia cauciucul, ca să intri ușor. Și după aceea, pulivierul câte leacă, câte leacă, ca să nu sparg camera. Cam așa facem noi o pană la tractor. Alții au alte modalități, poate face mai ușor, poate nu se chinuie așa ca noi, dar deocamdată așa o facem noi. El ce-am luat, că nu-i bun calgură. Nu,
dacă te bagi. Deci, între timp mi s-a lăsat cricul la tractor și s-a ridicat un pic de roata asta. Vreau câțiva centimetri buni. Vrea schimbată și roata asta? Ce roata? De aici a ajuns aproape jos. E, nu chiar de tot aproape. E acolo râde chiu acum. Am lăsat ora de un tractor fără roată. Da, da, o să-ți adică. Să oprească compresorul, să-și facă presiune normală și pe aia să mai bagăm acolo aer în roate. Poate că și roata asta e, stă rău pe piatră, dar cam moale. Să umflu și pe asta. Aici tata o dat jos, că tot schimbă bateriile, n-are și el o baterie ca lumea. Le-o plenduri pe toate. Să iasă pe lângă. Ține de... Așa. Cum? Ce le tu cum știi? La tu de acolo. Printre timp am lăsat telefonul un pic să încarce, că nu mai aveam baterii și ca să nu stau degeaba, am montat roata înapoi pe poziții și am mai făcut și presiunea pe față, erau moi cauciucurile pe față. Până una alta să verific un pic uleiul la motor, că sigur are nivelul scăzut. Da, e aproape la minim. Trebuie să mai aduc ulei, să bag. Ia să vedem apă, dacă are. Ai mai trebuie și un pic de antigel. Ia să putem să dăm drumul la treabă cu el. Ia, mă duc să aduc niște ulei să-i pun. Am aici un pic de ulei, un 10-40 de la el. De asta am, de asta îi pun. Și facem o mică completare la ulei. Acum am un litru, cred că intră garantat, intră tot litrul ăsta.
Să văd cum să pun, să nu dau pe lângă. Nu vezi să uiți o leacă la nivel, la ulei? Da. Să văd, îi mai pun, îi mai pun. Cum e? Mai trebuie, nu? E intră tot, fără probleme. Bun nivel acum? Da. Perfect. Dacă e bun, e bun. Punem siguranțele înapoi. Poate. Mă să mai aduc un pic de antigel să-i pun și pregătit de treabă. Am adus un G12, un antigel, și băgăm aici frumos, ca să aibă. Asta e concentrat, pot să-l bag fără probleme. Așa cum e el. Sper să nu dau pe jos prea mult. Are rezervorul mare tare la radiator. Aproape 2 litri de antigel. Ei, dar e aproape până în gură. Rămâne atât deocamdată. Acum să-i dau și ok, să văd dacă pornește. Reductorul să fie pe liber, neapărat. Ținem un pic bujia. Decuplat, tata. Treaba bună. De acum să agăți plugul. Bara asta nu o să am nevoie de ea, la plug. Să o lăsăm aici.
E o bradă când bani și a doua bradă atinge. În cal. Cam asta e deocamdată și cu legeatul plugului. Iar mă doare spatele, dar asta e. Acum să mă duc pe câmp. Băi, oameni buni, m-am apucat un pic de arat. Am arat o cățică aici. Mai am o leacă să termin. O durat un pic până am mai reglat plugul, că nu era reglat. Ușor, ușor, facem treabă. Deci cam asta ar fi pentru azi. O să ne vedem la următoarele video. Aștept un like, subscribe, tot ce vreți voi, chiar și un dislike. Vă v-am salutat și pe data viitoare. Ciao!